Organizatorii își doresc ca expoziția să fie una atipică, așa că fiecare obiect donat va fi însoțit de o poveste care să dezvăluie privitorilor crâmpeie din viața de dinainte de 89. În câteva zile de când am făcut anunțul, deja am primit donații din partea locuitorilor, au adus manuale școlare, cărți de povești, de asemenea ustensile pe care le foloseau în practicarea meșteșugurilor casnice, cum ar fi croșete, ață de tricotat, lasetă, diferite bibelouri, obiecte folosite în gospodărie, păpușele. Inedita expoziție dorește să le arate tinerilor din ziua de astăzi cum trăiau și care erau preocupările decrețeilor la vârsta lor. Generația așa numită a decrețeilor și a copiilor crescuți cu cheia la gât, pentru că părinții noștri trebuiau să muncească în fabrici și uzine, au trăit fără a avea telefon mobil, fără a accesa internetul. Pasiunile noastre permise în epoca respectivă erau colecționatul de timbre, mersul la aparatul copiilor pentru a face navomodele, rachete, practicarea unor sporturi, lectura, în notul. Oltenii care dețin obiecte reprezentative pentru perioada comunistă și care vor să le doneze Muzeului Județean Olt pentru expoziție se pot prezenta zilnic de luni până vineri de la ora 8 la ora 16 la sediul instituției.